Domnul! Amin! Ne bucurăm și în această dupămasă și îndemnul de dimineață era la bucurie și cred că pentru toți este o bucurie să fim din nou împreună în această dupămasă, să lăudăm pe Dumnezeu. Spunea cântarea, vine Domnul! Oare de multe ori ne punem întrebarea și îmi pun întrebarea, cum îl așteptăm pe Dumnezeul nostru, pe Domnul nostru Iisus Hristos, care a venit odată să moară pentru noi, pentru păcatele noastre, dar slăvit să fie numele Său, pentru că văd bucuria pe fețele fiecăruia că îl așteptăm pe Dumnezeu din toată inima. Și cred că ce este cel mai frumos să-L așteptăm pe Domnul Iisus Hristos cu bucurie în inima noastră și să ne dorim acest lucru ca Domnul nostru Iisus Hristos să revină și să ne ia la El. Aș vrea să dau citire în această dupămasă câteva versete din Psalmul 32 și spune astfel în Psalmul 32 de la versetul 6. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită și chiar de s-ar vărsa pe mări, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Este vremea căutării Domnului și este vremea să-L căutăm tot mai mult pe Domnul. Pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Tineri dragi, frați dragi, prieteni dragi, este momentul să ne apropiem de Domnul. Este momentul să căutăm împărăția lui Dumnezeu. Pentru că nu avem altă scăpare în afară de cea care ne pregătește Dumnezeu. Care a venit prin Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să-I fie numele. Merită să-L căutăm pe Dumnezeu și merită să-L iubim pe Dumnezeu, pentru că El ne iubește pe noi și de aceea suntem adunați în această dupămasă aici să lăudăm pe Dumnezeul nostru prin cântare, prin poezie, prin rugăciune. Venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciuni de mulțumire la adresa Lui. Venim cu rugăciuni de laudă. Venim cu rugăciuni cu cererile noastre înaintea lui Dumnezeu, pentru că El ne ascultă. Sunt atâția printre noi bolnavi, sunt atâția cu probleme, atâția tineri care s-au îndepărtat de Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul, pentru că aici sunt mulți tineri și să ne rugăm în continuare pentru acestea, ca Dumnezeu să-i țină în continuare pe calea Sa. Să ne rugăm pentru cei ce sunt îndepărtați de Domnul, ca Dumnezeu să se atingă de inima lor și să-i reîntoarcă la calea pe care au hotărât-o ei singuri odată. Și zic ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Domnul este locul nostru de adăpost. Unde putem să mergem? Unde putem să avem altă bucurie, cum se spunea dimineață, decât în casa lui Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu? Locul nostru de adăpost este singurul Dumnezeu mare, viu și puternic, slăvit să-I fie numele. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că se îngrijește de noi. Mulțumim că este de partea noastră și ne dă putere. Și aș vrea să mergem într-o rugăciune la adresa lui Dumnezeu și să mergem înainte lui Dumnezeu, să ne dea putere, să continuăm pe calea Sa, să ne ajute să-L căutăm tot mai mult în vremea aceasta. În vremurile acestea de care sunt în jurul nostru, de tulburare, de neliniște, sunt atâtea în afara bisericii, atâtea lucruri rele care diavolul încearcă să ne îndepărteze de Dumnezeu. Dar trebuie să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea putere să mergem pe calea Sa. Amin. Să ne umple inimile cu bucurie și mergând de aici plin de bucurie, în afară se va vedea bucuria că avem pe Dumnezeu nostru să vrei să-I fie numele. Haideți să ne plecăm capetele și împreună să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Să-I mulțumim pentru că este de partea noastră. Să-I mulțumim pentru că suntem la închinare în această dupămasă și nu suntem în alte locuri. Slăviți să-I fie numele, pentru că datorită Lui suntem adunați aici și datorită Lui putem să stăm acum în picioare aici să lăudăm pe Dumnezeul nostru mare. Să cerem călăuzire în continuare de la El, pentru că El este învățătorul nostru, El este călăuzirea noastră, slăviți să-I fie numele. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să urmezi. Dumnezeu să ne dea putere în continuare, să ne ajute și să ne arate calea pe care trebuie să mergem. Amin. Pentru că nu putem să mergem fără El nicăieri. Dumnezeul nostru viu să ne călăuzească pe noi și familiile noastre. Amin. Ne plecăm capetele și ne rugăm Domnului. O sară.